Sâmbătă 14 august, în ajunul adormirii Maicii Domnului a Prăznirii. Ora 18, Vecernia unită cu Litia. Ora 19:30, scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului și va fi depusă în baldachilul din stânga noastră, unde este așezată copia icoanei făcătoare de minuni. Ora 20:30, repet, în ajunul Prăznirii Maicii Domnului, taina Sfântului Maslu. În mezul nopții, după rândeala Sfintei noastre mănăstiri, de 31 de ani, în mez de noapte, se va săvârși utremia, apoi provodul, în fața icoanei făcătoare de minuni. Nu ne lăsa, măicuță, să căci noi suntem fiind lacrimilor.